Hei, salutare! În video ăsta o să vă arăt cum să scăpați de mucegai ieftin și rapid. Tot ce aveți nevoie este o sticlă de hipoclor și ceva cu care să spreiați. Eu folosesc un fâs din ăsta de geamuri, care l-am înfiletat de la sticla de geam direct în sticla de clor. Sau puteți folosi o chestie micuță, un spray din acesta micuț, în care puneți clor și un feon. Asta, feonul nu este neapărat necesar, dar ajută să uscați peretele după ce mucegaiul a fost eliminat și să se aerisească camera mai repede. Eu aici, deasupra geamului, am foarte puțin mucegai, dar dacă îl las, se va extinde și se va înmulți. Cu un pic de umezeală, imediat se înmulțește. Lucruri importante de știut sunt că mucegaiul face parte din viața noastră și nu putem să-l eradicăm. El zboară prin particulele de praf și unde aterizează și unde găsește un pic de umezeală se dezvoltă. Mucegaiul este o ciupercă, cred. Nu mai știu sigur. Na, e din o familie ciupercilor. Bine, un biologist ar putea să mă contrazică. Poate greșesc ce zic. Dar există soluții foarte scumpe, nu o să dau nume, care nu au miros de clor. Dar dacă reziști la mirosul de clor, clorul e foarte eficient. Din ce am experimentat eu cu soluțiile alea scumpe și cu ce mi-au mai spus și prietenii, nu prea funcționează. Și apare mucegaiul imediat înapoi. Așa că cu clorul trebuie să dau o dată la 2 luni când apare câte un pic de mucegai. Mie mi-apare mucegai că stau într-o zonă care are și multă umezeală, e ceață de multe ori. Și chiar dacă aerisesc, mucegaiul tot apare. Spreiezi așa frumos și în 5 minute dispare. Important de știut să nu-l aspiri sau să îl ștergi cu o cârpă. Că nu faci decât să îi arunci sporii în aer și se va înmulți. După cum vedeți, începe să-și piardă din culoare. Se albește. Nu. După ce se albește și rămâne peretele doar ud, atunci veți folosi feonul să uscați peretele. Nu e necesar pasul ăsta, numai că se usucă peretele și se va aerisi mult mai repede. După ce uscați peretele, aerisiți. Puteți folosi o mască de praf să aveți la nas, dar clorul irită căile respiratorii și ochii, dar nu face leziuni permanente, doar le irită. După cum vedeți, începe să dispară. Nu știu cât de bine se vede pe cameră, dar cu ochiul liber, abia mai pot să mai văd. Aici se mai vede un pic. O parte din ele sunt găuri. Nu e. Găurele. Dar mucegaiul a dispărut. O să folosesc acum feonul.
Trebuie mult mai mult de atât, dar nu vreau să fac video foarte lung. Mulțumesc pentru vizionare și sper să fie de folos. Acolo sus nu e mucegai, e doar kit negru, care nu l-am reparat eu bine. Nu l-am astupat.